Bun găsit, prieteni! Speranța moare ultima, așa se spune. Dar ce se spune oare atunci când moare și speranța? Ce este în tărâmul acela umbros de dincolo de orice speranță? Aceasta ne-am propus să aflăm împreună cu invitatul nostru, care a acceptat să ne însoțească în această explorare, în această căutare a speranței care așteaptă dincolo de orice speranță. Alături de noi, părintele profesor Stelian Tofană. Mulțumim pentru că porniți în această aventură împreună cu noi. Pornim discuția de la acest punct, punctul dincolo de care nu mai e nicio speranță, omenește vorbind, și pentru că v-am întâlnit la o întâlnire dedicată bolnavilor de Parkinson, adică acea categorie de oameni cărora medicul le spune cam atât pot face pentru dumneavoastră. Și pentru că suferința are multe nume, nu doar Parkinson, vă propun să extindem zona, categoria de prieteni cărora să ne adresăm și să vedem, dincolo de rețeta medicului, dincolo de diagnostic și de ce poate să ducă medicina, ce e de găsit atunci când resursele omenești se încheie, resursele medicinei, ale științei, se termină. Bolnavii de Parkinson nu sunt singurii bolnavi în fața cărora speranța umană pălește, ci speranța umană pălește când suferi și nu vezi în suferință o altă finalitate decât moartea sau dezastru. Dar dacă ne gândim la categoriile sociale de oameni crucificați, să spunem așa, adică având pe cruce, pe umeri o cruce mai vizibilă decât altora, atunci putem să vorbim și de alții bolnavii de cancer, spre exemplu, bolnavii dintr-un cărucior, cei cu dezabilități, copiii cu sindromul Down, așa mai departe. Deci, atâtea categorii de bolnavi care ar putea să spună că dincolo de speranța umană nu mai e nimic. Și de fapt, dacă scoatem din ecuație creștinismul și ceea ce aduce el, îl dăm la o parte, ce speranță, ce consolare, ce nădejde și putere în întâlnirea avem? De care ați amintit, din fața bolnavilor cu boala Parkinson, am spus sau am intitulat prelegerea mea dincolo de orice speranță sau dincolo de pierderea oricărei speranțe, mai există totuși o speranță. Când vorbim de speranță, putem să vorbim din două puncte de vedere, din două unghiuri diferite. Și anume, din punctul de vedere uman și din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Deci atunci când vorbim de speranță doar din punct de vedere uman, o relativizăm, iar atunci când vorbim de speranță din punct de vedere Dumnezeu sau transferăm speranța în spațiul divin, speranța este absolutizată în sensul bun al cuvântului. Nu cu ghilimele de rigoare, ci în sensul bun al cuvântului. Și aș vrea să mă explic puțin. Când pentru om nu mai există niciun alt orizont în afară de cel foarte îngust al relației lui cu el însuși și cu semenii săi, el limitează speranța la om. Atât poate face medicul, atât poate specialistul, atât ne spune rețeta și atât ne spun medicamentele din spatele rețetei. Dar dacă transferăm speranța în spațiul divin, în spațiul de referință al credinței, ea capătă alte valențe și atunci când nu mai este speranță, mai există totuși una, și anume la Dumnezeu. Și aș vrea, dacă îmi permite, să dau un exemplu, sau chiar două. E vorba de Iair, un mai mare al sinagogii din Capernaum, care avea o fică de 12 ani, spun evangheliștii sinoptici, în special Luca și Marcu, și care era pe patul de moarte. Și cu siguranță, ca mai mare al sinagogii, va fi avut cunoștințe și va fi apelat la medici și la atâția oameni de la care putea să
își alimenteze speranța însănătoșirii fiicei lui. Dar nu s-a întâmplat nimic. Și atunci vine la Iisus și îl roagă să vină să-și pună mâinile peste ea. Nu știu dacă a apelat la Iisus ca la ultima lui speranță sau ultimul punct de apel. Dar acum este important. În timp ce discuta după episodul atingerii acelei femei bolnave cu descurgere de sânge de 12 ani, din casa mai marelui sinagogii lui Iair vine cineva și spune lui Iair: nu mai osteni pe învățătorul pentru că fiica ta a murit. Aici se încheie totul din punct de vedere uman. Ce mai poți să speri? Ce mai poți să faci dacă a murit? Până când omul trăiește, mai există o speranță de însănătoșire. Când a murit, practic aici se încheie absolut orice speranță din punct de vedere uman. Și Iisus a auzit asta. Iisus a auzit punctul limită al omului. Exprimat, logic. Și spune: nu te teme, crede numai. Atât i-a spus. Și minunea se produce, ajunge acasă și înviază fiica. Deci în momentul în care lui Iair s-a spus că fiica a murit, acolo s-au blocat, s-au încheiat toate speranțele. Ei, în momentul în care Iisus îi spune crede numai, lui Iair i s-au deschis alte perspective ale speranței, dar nu din punct de vedere uman, ci din punct de vedere dumnezeesc. Și l-a crezut, pentru că altfel nu făcea Iisus minunea. Luăm celălalt exemplu în contextul învierii fiicei lui Iair, și anume cel al vindecării acelei femei cu scurgere de sânge de 12 ani. Evangheliștii ne spun că și-a cheltuit, evangheliștii sinoptici, și-a cheltuit toată averea ei cu doctorii. Și spune Sfântul Marcu, de nimeni n-a putut să fie vindecată. Să ne imaginăm o femeie bolnavă de 12 ani, 12 ani nu sunt nici o lună, nici o zi, nici o săptămână, nici un an, nici doi, nici trei, ci o bună parte de viață. Să ne imaginăm pe ea și săraca acum, cu toată averea cheltuită și fără nimic vizibil ca rezultat. Ce speranță mai avea ea? Niciuna. Speranță în cadrul uman, în registrul uman, nu mai exista. Pentru că nu mai exista nicio logică a vindecării ei. Și atunci ea, când registrul sau spațiul speranței umane s-a limitat, s-a închis cercul, a mai avut o speranță. Și anume se duce și se atinge de Iisus, se vindecă și Iisus, foarte interesant, nu pentru, și pentru ea, dar poate pentru noi cei de astăzi, pune la un moment dat: cine s-a atins de mine? Și ucenicii contrariați, mi se pare normal să fie așa: învățătorule, cum pui astfel de întrebare? Cine s-a atins de tine? Toată lumea te îmbulzește, mulțimile de oameni, toți vor să se atingă de tine și tu spui: cine s-a atins de mine? Și Iisus spune: nu, nu, eu nu întreb fără logică. De mine s-a atins cineva pentru că am simțit puterea care a ieșit din mine. Femeia vădită vine umilită la Iisus, merită, și Iisus îi spune: mergi, credința ta te-a mântuit. Acum este important. În momentul în care această femeie a depășit registrul îngust, cercul îngust, limitat al speranței umane, și a apelat la Dumnezeu în credința ei, speranța ei s-a lărgit, deci a existat totuși o altă speranță și în momentul acela s-a produs minunea. Dar de ce Iisus întreabă cine s-a atins de mine? Pentru cei de acolo, cu siguranță, ca ei toți să înțeleagă care a fost mobilul vindecării, adică forța din acea femeie, adică credința pe care eu avea, dar și pentru noi cei de astăzi, pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care ne ascultă, în sensul că Iisus atunci, în acel caz, a lărgit cercul speranței, dincolo de cercul îngust al omului, dar culmea, nu a adus un alt cerc, de aceea am spus că a lărgit cercul speranței, ci a lărgit cercul inițial al omului, pentru că minunea se produce tot în cercul de referință al omului, adică tot în cercul puterilor umane, numai că aceste puteri umane erau alimentate, sporite de puterea divină.
Deci când nu mai există speranță, mai există totuși una. Când nu mai există speranță din punct de vedere uman, mai există totuși una. Înseamnă că o societate fără credință în Dumnezeu nu mai are ce să ofere odată ce medicina și-a epuizat soluțiile. Sau puterea gândirii, pentru că la capitolul dezvoltare personală, oamenii astăzi își iau ideile, forțele și din departamentul ăsta. Da, fără speranță în Dumnezeu, deci fără speranță de dincolo de limitele omului, nu există decât umanul restrâns la limitele și la puterile lui, la granițele lui. Umanul nu este numai atât cât este el văzut. Omul nu este numai atât cât îl percepem noi. Omul are în el resurse nebănuite de putere. Și aceste resurse nebănuite de putere, adunate, dau conturul credinței. Și credința face minuni. Noi spunem adesea că Dumnezeu a făcut minunile. Sigur că Dumnezeu are puterea, dar avem atât de multe exemple. Acum, nu a căutat Iisus cu fiecare minune să exemplifice acest lucru. Avem atât de multe exemple în care Iisus a arătat că tu, puterea din tine, coroborată cu puterea lui Dumnezeu, a făcut minunea. Dar primul pas a fost faptul că Iair s-a dus la Iisus. Da, femeia s-a dus la Iisus, deci exact. Ei el au început. O altă speranță și foarte bine ați remarcat și mă bucur, este chiar o idee pe care o putem exploata. Iată, unde începem noi? Da, este exact ceea ce spuneați că s-a dus spre Iisus, adică e un drum de la speranța ta spre conturul unei alte speranțe. Ei, de la speranța ta limitată spre conturul unei alte speranțe trebuie să te duci, adică trebuie să mergi spre Dumnezeu. Foarte bună idee pe care o apreciez. Deci e un drum, e adevărat, pe care trebuie să-l parcurgi de la o speranță limitată spre speranța care are alte referințe decât cele umane. Acum nu știu dacă o să vă placă următoarea întrebare, următoarea observație, pentru că ați pomenit exemple biblice în care se întâmplă minuni, în care fetița învie, femeia se vindecă. Dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Nu se întâmplă vindecare și nu se întâmplă înviere din morți. Cum sperăm atunci? Noi, oamenii, așteptăm ca răspunsul lui Dumnezeu să fie concretizat numai în minuni. Sau nu se mai întâmplă minuni astăzi? Minunile au foarte multe fețe. Deci nu semnează că spectaculosul dintr-un fapt pe care nu-l putem pătrunde este cu adevărat singura minune. Deci se produc atât de multe lucruri în viața noastră care sunt minuni. De exemplu, faptul că noi stăm aici și discutăm în fața unor camere este o minune. Adică este un act pe care Dumnezeu îl realizează cu noi dincolo de puterile noastre. El ne susține, este creatorul nostru. Dacă noi n-am fi susținuți de Dumnezeu și de puterea Lui, noi n-am exista aici. Deci minuni se produc în fiecare zi cu noi. Faptul că existăm este o minune. Faptul că putem să gândim este o minune. Faptul că ne mirăm este o minune. Faptul că ne întrebăm, minunăm, că ne întrebăm, sunt toate acestea sunt minuni. În sensul că putem să pătrundem dincolo de rațional, adică dincolo de ce este limitat, realizăm și un alt câmp de referință uman. Deci minunile se produc în viața noastră, repet, nu numai în actele spectaculoase sau în faptele spectaculoase pe care noi le declarăm minuni. O minune este și puterea de a gândi pozitiv într-o situație în care logica realității pe care o trăiești, ți-ar spune că nu mai poți să gândești pozitiv. Eu am spus la întâlnirea de care ați amintit, la un moment dat, că puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, pe care o poți să o ceri de la El, de a gândi pozitiv în suferință și în necaz, este o minune. Nu neapărat vindecarea în sine.
Pentru că sunt atâția oameni care sunt cu crucea suferinței pe umeri, dar sunt exemple, sunt modele de suferință, modele de a duce crucea, modele de a răbda suferința, modele de a gândi pozitiv, modele de a resuscita forțe din tine care pot pe alții să-i educe și sigur și pe tine însuți. Toate acestea sunt în spațiul minunii. De aceea minunile nu sunt numai spectaculosul din viața noastră. Dar acesta mai e prezent? Ar trebui să fie? Ce anume? Spectaculosul vindecării. Adesea se produce și acest spectaculos. Sunt atâtea cazuri în viața noastră când oameni s-au vindecat dincolo de orice logică și rațiune umană. Eu am atâtea cazuri, ca preot, pe care le-aș putea relata, când oameni au plecat din spital, când medicii, de exemplu, din cadrul oncologic, i-au trimis acasă să moară liniștiți, să moară pe patul lor, din casa lor, și care au venit peste o lună, peste două, peste un an la control și medicii nu au avut niciun răspuns. Sunt atâtea cazuri din viața noastră. Ei, acesta e spectaculosul. Acesta e minunea ca fenomen miraculos pe care nu ni-l explicăm, nu avem pentru el explicații, dar care s-a produs în viața noastră. Dar minunile se produc și dincolo de ceea ce este cadrul miraculosului. Important este numai să le vedem cu fiecare din pașii vieții. Nu știu dacă ați mizat în mesajul pe care l-ați adus în întâlnirea dedicată bolnavilor de Parkinson, ați mizat sau nu pe un cuvânt cheie pe care l-am remarcat eu, putere. Pentru că e nevoie de putere, în mod clar, ca să faci o înviere din morți. Iisus, în întâlnirea cu femeia ce suferea de scurgere de sânge de atâția ani, tot așa vorbește despre puterea care s-a scurs din el. Și în cadrul întâlnirii ați mai dat un exemplu în care tot despre putere e vorba. Spuneați că oamenii spuneau despre Iisus că nu îi învăța precum cărturarilor, ci cu o anumită putere. E bine, cuvântul ăsta pare să fie o cheie în ce aveți de spus despre speranță. Există în credință o putere. Credința este o putere, credința este o forță. Dacă tot m-ați întrebat legat de acest cuvânt putere pe care să-l asociem cu credința, aș vrea să aduc în discuția noastră și în fața celor care ne urmăresc pe micul ecran și un alt exemplu, care putem să vedem diferența dintre două credințe, să spunem așa. E vorba de un tată care avea un copil care pătimea fiind îndrăcit și care tată l-a adus pe copil, sigur căutându-l pe Iisus, pe Iisus nu l-a găsit, el era muntele schimbării la față, și l-a prezentat apostolilor, ucenicilor lui Iisus, pentru că cu siguranță știa că iau această putere. Dar ei nu au putut să-l vindece. Vine Iisus din munte, acel tată îl întâlnește pe Iisus și la un moment dat vreau să accentuez din acest episod doar esențialul. La un moment dat ajută, spune, Doamne, fie-ți milă de noi, ajută-ne, tatăl, fiul meu rău pătimește. Și Iisus îi spune așa, de singurul loc din Noul Testament care Iisus spune așa, de poți crede, deci de poți, dacă ai puterea să crezi, toate sunt cu putință celui ce crede. Și acum e important. Și el tată spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Păi cum să înțelegem? E un paradox aici. Sigur, există atâtea paradoxuri în viața noastră care au, sigur, enigma lor și au taina lor. Dacă crede, de ce spune necredință? Și dacă nu crede, de ce spune cred? Deci, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ei, aș vrea să lămuresc puțin acest paradox. Când tatăl din Evanghelie spune cred, el exprimă aici credința ca act intelectual. Ce înseamnă asta? Cred că există un Dumnezeu, creator al cerului și al pământului, cred că tu, Iisus, ai făcut minuni, le-am văzut, cred că Dumnezeu există, cred că Dumnezeu e prezent în viața noastră și așa mai departe. Aceasta e credința ca act intelectual. Credința aceasta nu face minuni. Credința aceasta te duce ca act intelectual la reflexii și uneori sunt chiar bune, nu sunt greșite.
Și asta este credința care se exprimă în actul filozofic, să spunem așa, al credinței. În silogisme, în expresii, în ecuații teologice, spirituale, etc. Dar când spune cred, ajută necredinței mele, cuvântul necredință se referă aici la credința ca forță, ca putere, ca act care provoacă minunea. Adică e vorba de acea forță, de acea putere din om care te ajută, îl ajută pe om să treacă dincolo de logica absurdului. Ce înseamnă asta? Iisus spune, dacă aveți credință, cât un grăunte de muștar, vei spune muntele, mută-te de aici, el se va duce în mare. Sigur că nu se referă aici la muntele de piatră, ci la situațiile care nu mai au logică și care, în care dacă crezi sau dacă intri în logica lor, cineva te socotește nebun. Adică exact ceea ce am spus și înainte, medicul și toți specialiștii spun, domnule, trebuie să mergi acasă, nu mai sunt globule roșii sau nu mai sunt globule albe, normal că nu poți să trăiești fără aceste globule. Și atunci tu să vii să spui, nu, domnule doctor, eu pot să trăiesc și fără globulele albe. Omul acela poate să spună, medicul acela, pare rău, gândești nu ca un om normal. Deci iată că normalul are niște limite, dar minunea se produce dincolo de normal. Ei, aceasta este forța, aceasta este puterea credinței. E un vehicul, dacă vreți, care te aduce, care te transpune din lumea limitată în lumea fără limite, care te duce din lumea rațională în lumea irațională, care are și ea raționalitatea ei, din spațiu logic în spațiu ilogic, care are și spațiu ilogic, are logicul lui. Deci aceasta este credința ca forță. Ei, această credință ca energie, ca forță, ca putere în el, care se creadă dincolo de ceea ce este logic și rațional, el o numește necredință. Deci asta e diferența, sau aceasta e diferența dintre cele două aspecte ale credinței, credința ca act intelectual și credința ca forță, putere, care trece dincolo de realitatea îngustă, obișnuită a umanului, care, sigur, este logică. Pentru că tot despre de putere avem nevoie și când boala trebuie dusă, poate tot restul vieții. Și siguranță, puterea de a te ridica, de a gândi pozitiv, de a fi capabil să vezi rost în fiecare zi și în situația asta. Legat de boală, aș vrea un alt exemplu biblic, pentru că dincolo de Biblie... Neant? Nu neapărat neant, dar o anumită logică a neantului, dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost și el greu încercat. A suferit de o boală, greu să o putem explica în ce a constat și noi specialiștii. În epistola a doua către Corinteni, în capitolul 12, el vorbește despre sine și despre încercarea pe care a avut-o de la Dumnezeu. Numește acea boală un ghimpe în trup. Și el spune că l-a rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la el. E normal. Care bolnav? Până aici ne regăsim cu toții. Dar care bolnav nu dorește să se scape de boală. Boala lui, de neputință, de ghimpele din trup. Și de trei ori l-a rugat pe Domnul. Și Domnul l-a ascultat. Sigur că acum intrăm în alt cadru de referință la Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu ne ascultă? Dar un mic răspuns la întrebarea aceasta care se leagă de alte exemple biblice vom găsi în cele ce spun acum. Și atunci Dumnezeu îi se descopere și îi spune, îi transmite, îți este de ajuns harul meu că puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Din nou cuvântul putere. Da. Adică îi spune așa Apostolul Pavel, nu-i nevoie să-ți iau suferința, nu-i nevoie să-ți iau ghimbele, pentru că în acea suferință se va desăvârși puterea mea. Adică tu vei face neputința ta lucruri pe care nu le-ar putea să le facă omul dacă se raportează la suferința lui ca la limita umană. Ei, asta este extraordinar. Să poți să vezi în neputința ta și în crucea ta puterea lui Dumnezeu. E atunci, într-adevăr, vezi ea lucruri minunate. Atunci se produc minunile. E asta este, sigur, mai greu de acceptat din punctul de vedere al logicii umane. Cum să văd eu puterea lui Dumnezeu desăvârșită în neputința mea, în suferința mea? Dar Dumnezeu are o infinită
rază de acțiune vis-a-vis de felul în care te face să înțelegi ce înseamnă apelul lui Dumnezeu la tine. Prin suferința ta, prin neputința ta, El te poate sensibiliza, te poate face să înțelegi mai mult din strigătul pe care tu îl adresezi lui și de răspunsul pe care ți-l dă, sau din nerăspunsul pe care ți-l dă. Poți să citești mai mult și din nerăspunsuri ca din răspunsuri. Deci e o întreagă logică a lui Dumnezeu legată de suferință, în care logică poți să intri doar dacă crezi în El, doar prin mobilul credinței. Altfel, tu vei rămâne în încercarea ta un om limitat la soluțiile umane și nu vei putea să treci nici odată dincolo de ceea ce înseamnă parametrul suferinței umane. La puterea asta despre care am tot vorbit, pe care ați tot pomenit-o și în discuția noastră și în întâlnirea cu bolnavii, în finalul întâlnirii noastre despre speranță, speranța de dincolo de speranță, pentru că ați vorbit de credința aceea care e rațională și credința aceea care ne duce, care deschide în noi puterea. Cum ne sfătuiți să facem trecerea? Mai bine zis, cum putem să ajungem la această putere, nu? Da, da. Da. Ei, să știți că această putere e în noi. Drumul nu e lung. Drumul este destul de scurt spre această putere din noi, pentru că ne spune Iisus că este scurt. Dar drumul acesta trebuie parcurs doar prin încrederea în Dumnezeu și prin convingerea ta că El este stăpânul acestui univers și creatorul lui și că El are tainele lui pe care tu nu le poți pătrunde, dar care au o realitate. Se apropie doi orbi la un moment dat de Iisus. Și vreau cu aceasta să exemplific cât de scurt e drumul de la tine spre această putere din tine care te poate transpune în clipul următor într-o altă stare, într-o altă realitate. Și Iisus i-a întrebat, credeți? Ce vreți să vă fac? Întreabă Iisus. Păi să vedem. Simplu. Și Iisus i-a întrebat, păi credeți că eu pot să fac asta? Și a zis, da. Păi vedeți. Și au văzut. Asta a fost de scurt drumul. Un contur al lor, al omului din ei, al omului nesuferind, al omului care n-a văzut nimic, la omul care n-a mai suferit și care a văzut totul. Spus, dacă credeți, poftim. Și într-un cuvânt, deci drumul de la o realitate spre altă realitate a constat într-un cuvânt, e un drum foarte scurt. Dacă credeți în mine, poftim, aveți o altă perspectivă. Deci drumul acesta este scurs spre această forță din noi, care e credința, dar el este pavat, să spunem așa, sau este conturat de crederea ta în Dumnezeu. De faptul de a crede că El există. E o chestiune de fiecare zi până la sfârșitul vieții? Eu cred că da. În fiecare zi crești în credința ca mobil care te întâlnește cu Dumnezeu și care te unește cu El. Și în momentul în care crezi, în fiecare zi vezi altceva din Dumnezeu. Nu știu dacă putem să spunem că e un progres în credință cât un progres în vedere. Dar vederea este rezultatul credinței și dacă vederea este rezultatul credinței, atunci și că există un progres în vedere și în contemplarea lui Dumnezeu, atunci trebuie să existe un progres și în credință. Deci fiecare zi e un pas. În fiecare zi un pas mai mare sau un pas în plus în credință și ia acest pas în plus în credință înseamnă și un pas în plus sau un pas mai departe în contemplarea lui Dumnezeu și în înțelegerea lui Dumnezeu din cu totul și cu totul alte perspective azi decât ieri.